lumea, mulțumesc că sunteți așa de numeroși pentru o lansare de carte. Eu nu știu ce să vă spun. Mai întâi trebuie să mulțumesc editurii Humanitas. Nu mai dau nume, fiindcă nu știu nici eu cine a știut să aleagă așa de bine niște ilustrații la această carte. Dar totuși să vă spun cum s-a născut această carte, că de bine de rău a devenit una din cărțile mele cele mai cunoscute și în general vă tot spun că majoritatea cărților pe care le-am scos în viața mea au venit dintr-o o inițiativă din afară, o inițiativă străină. Afară de cartea asta. Cartea asta a civilizației și tipare istorice e, din potrivă, singura din lucrările mele pe care am gândit-o, am pritocit-o, am muncit la ea 19 ani. Era la origine destinată să fie teza mea de doctorat la Paris. Un doctorat, ei aveau niște gradații la doctorat, când se numea un doctorat de stat, era mai mult decât un doctorat ordinar. Și în general, un doctorat de stat îți cerea, dacă erai bursier sau aveai posibilități personale, îți cerea vreo 6 ani de muncă. Eu, până să pot să scot cartea asta, am lucrat 19 ani la ea. Dar în sensul că lucram, în parte am și fost plecat în Africa, consilier diplomatic al unui, era să zic, al unui rege african, al unui președinte, foarte simpatic, foarte cum se care. Dar e o întâmplare că am plecat în Africa la acea vârstă, când începusem la Paris să gândesc și să scriu despre această civilizație și tipare istorice. Și titlul pe românește, finalmente, e mai puțin greitor decât cel al unei traduceri engleze pe care sper să o văd apărând într-o mare editură americană. Pe englezește este Civilizations and Historical Patterns. Acele patterns, modele, adică ce vreau să spun eu, care a fost ideea mea de mult, de când eram la sfârșitul studiilor mele, e o idee care mă urmărea, și anume că toate civilizațiile pe care le cunoaștem, mai întâi și asta este o chestiune, cum să spun, de s-a hotărât că se cheamă civilizații, adică grupările de de evenimente în jurul unui grup uman care se distinge de altul și capătă niște caracteristici care îl disting de alții. Și așa, cu încetul, cu încetul, s-a creat un fel de consens între intelectuali, să spună că există o civilizație chineză, că există o civilizație indiană, că există o civilizație din Orientul Mijlociu cu centrul în Persia veche, adică Iranul de astăzi, că există civilizație mediterană pe care îi spunem greacă și formă romană, formă sărind peste Oceanul Atlantic în America, iarăși așa. Ceea ce m-a izbit foarte mult este să văd că felul cum se nasc, cresc, înfloresc și în cele din urmă se veștejesc și mor, este același peste tot.
Și asta este ideea centrală a cărții mele, dom'le, există un fel de, cum să spun, de necesitate naturală ca un grup uman care se creează, se învârtește în jurul unei limbi și eventual al unui stat puternic, cum a fost odinioară unul din statele chinezești, cum a fost un stat în India de Nord, cum a fost statul Achemenid în Persia și cum a fost lumea greco-romană, Imperiul Roman, care nici nu mai ne dăm seama acum ce puternic, ce extraordinar a fost, că plecând de la orașul Roma în acea Italie, adică o peninsulă care se care intră în Marea Mediterană, de la acel oraș Roma, după ce s-a întins în toată Italia, cucerit Galia, cucerește Spania, trece în Spania și în cele din urmă, după foarte puține veacuri, ca de două veacuri și jumătate, acești romani, și am mers mai departe, dar nu e o invenție a mea, este a unui neamț de la mijlocul veacului al nostru, îmi scapă numele acum, un profesor care s-a apucat să vadă cine a construit Imperiul Roman. Adică în cele 200 și ceva de ani, depinde de când a plecat de la Roma, a cucerit mai întâi nordul Italia, a cucerit formă Galia, formă Spania, a trecut în Africa și după 200-250 de ani, acești romani, construind într-adevăr o putere extraordinară pentru epoca aceea, ocupă tot purpurul Mării Mediterane. De altfel, și spuneam, Mare Nostrum, era Marea lor. Adică de la Roma, și iarăși un lucru interesant, tot un istoric german, s-a apucat să vadă cine a construit, adică cine au fost oamenii care... Și a ajuns la concluzia destul de... ciudată și poate să fie considerată, domnule, că nu este democratică. Imperiul Roman a fost făcut de 35 de familii aristocratice de la Roma. Dacă ei pe toți cei care în 200 de ani au guvernat, au fost conturi, au fost procuratori cu tare loc, au cucerit cu tare loc, cu caton, îți dai seama că sunt un număr relativ mic de familii. Și asta este un fel de lecție, să spunem, de filozofia istoriei. Mă iertați? Norodul nu face istoria. Nicăieri în lume. Asta era o iluzie care a fost în dreapta al nostru, și al socialismului, nu știu ce, nu avansează nimica norodul. Norodul trebuie să-i conduci. Și de aceea toate civilizațiile la începutul lor, să fie în jurul Mediteranei sau să fie în China sau în India sau mai impresionant, același proces, adică aceeași urmare, același fel de a naște, de a crește, de a înflori și de a muri, se întâmplă și în America la două civilizații care nu aveau legătură una cu alta, cea din Mexic și cea din Anzi, nu se cunoșteau una pe alta. Nasc, cresc, înfloresc și mor în același fel. Acum, în America se poate spune că au murit în mod artificial, adică poate că ar mai fi trăit dacă nu i-ar fi asasinat debarcarea spaniolilor. Civilizațiile din Mexic ca și civilizațiile din Peru erau la faza imperială de vreo 100 sau 150 de ani. Nu putem ști cum s-ar fi dezvoltat când dintr-o dată vin acești oameni albi de barcă și lucru
fantastic, fiindcă nu exista pe cele două continente americane, nord și sud, nu exista calcul. Și când au debarcat spaniolii cu câteva sute de cai, a fost groaza. Au fugit nenorociții de mexicani cu toate săgețile lor și cu catapultele și cu tot ce vreau, dar în fața unui atac de cai, cai ăia, mai seama că ele aveau oamenii din Evul Mediu, nu era un căluț din Bucovina, nu? Era un uriaș, cum ai lua astăzi un fel de percheron din Franța și de altfel cum au fost caii pe care au avut cruciații care au plecat împotriva Arabia. Au plecat cu o cavalerie care, mă rog, un călăreț medieval, să spunem, plecat din Franța cu un cal îmbrăcat în zale, care cântărea cât și el, și cu omul care avea la rândul lui 80 de kilograme plus 80 de kilograme de oțel pe el, păi era absolut echivalentul unui tank astăzi. Pentru cei care erau pedestri, care aveau săgeță, și de aceea acești invadatori, acești nevălitori spanioli și formă și alții, francezi, englezi, în cele două Americi, i-au îngrozit pe localnici care nu își închipuiau așa ceva. Nu mai vorbesc că au venit și cutunul, care era inventat de puțin timp printr-o... Știți că europenii trebuie să le recunoaștem un merit. Nu au nevoie să invente ei ceva, dar de pildă pulberea fusese găsită de chinezi, dar n-au știut să o folosească. Când au descoperit-o europenii în China, au revenit cu ea și au făcut unul. Și cu acel tun au cucerit și China în cele din urmă. Deci, totuși, trebuie să recunoaștem europeanului de vest o inventivitate și o putere de, cum să spun, o dorință de putere colosală, care a ajuns în cele din urmă ca acest extrem occident al Europei, ca să citez, să zicem așa, Italia, Franța, Spania, Anglia, Germania, acest extrem occident al Euroasiei a cucerit lumea în foarte puține veacuri. Deci e unul din fenomenele istoriei universale care este foarte, foarte interesant. Acum noi suntem cam ramoliți, suntem în decădură și și apusul și răsăritul și zice, dar trebuie să vedem lucrurile în spațiu trecut. Bun, în acest caz această carte pe care vă spun am pritocit-o, am gândit-o, repet încă o dată, nu mi-a fost, e singura care nu mi-a fost inspirată de nimeni, este una din preocupările mele de când eram student. Mi-am zis, Doamne, cum s-au născut toate aceste civilizații, cum se întâmplă că nasc, cresc, înfloresc și mor la fel. Orică e chineză, orică este indiană, orică este peruviană sau mexicană. În urmare, este o lege. Este o lege universală, fizică. Și chestiunea asta, ca să spun, este substratul acestei cărți pe care am zis. Deci le-am luat pe urmă una câte una și deci este înăuntru aici este detaliul unei idei de bază pe care vă spun, nu țin toată și care cred că am avut-o de tânăr deja când eram. Și am muncit la asta. Dau exemplul ăsta tinerilor care vor să facă un doctorat în 2 ani. Asta a fost o muncă pentru a lua un doctorat de stat francez. Francezii erau mai multe greșe
grade de doctorat. Un doctorat ordinar îl puteai lua în 2 ani, și după cum am luat un doctorat în drept într-un an și jumătate, dar doctoratul de stat în litere, de care face parte și istoria, se muncea la el vreo 6 ani. Și deci eu, cum trebuia să-mi câștig viața, nu puteam să muncesc 6 ani numai așa. Deci, cartea asta am scris-o seara, sâmbătă, duminică, și de aceea mi-a trebuit 19 ani ca să scriu. Dar continui să consider că este cartea mea cea mai importantă și speranța mea, adică e să nu mor până nu o văd apărând în traducerea ei engleză, care e bună, a fost făcută de o vară îndepărtată la mea și o persoană admirabilă, Marta Greceanu, care a muncit vreo 3 ani de zile ca să o traducă pe englezește și chemându-mă fiecare săptămână o zi întreagă, mă chinuia, fiindcă mă lua linie cu linie exemplarul francez, că mi-am scris cartea pe franțuzește. Asta este tradusă din franceză în română, și scrie, da? Tradusă de la Carpov, de la... Și deci, ca să faci o traducere bună în engleză, trebuia de carte de la originalul scris de mine în franțuzește, nu de la traducerea care a tradusă deja în limba română. Și vă spun, a lucrat, a muncit 3 ani, torturându-mă și pe mine, pentru fiecare linie, ce ai vrut să spui aici, că nu înțeleg. Și vă spun, deci, traducerea engleză a lui Marta Greceanu este o capodoperă de minuție, fiindcă l-a chinuit pe autor care vrea să înțeleagă ce a vrut să spună la fiecare rând. Mă rog, acum dacă dacă cumpărați cumva această carte, ci gata și tipare istorice, reține două lucruri. E cartea mea pe care am gândit-o aproape 20 de ani și speranța mea este să fie în traducerea engleză și anume să fie cunoscută în lumea întreagă. Dacă nu ești cum, dacă nu ești, există în engleză și acum există în engleză și figurează mai întâi în Canada la cele două universități de la Montreal și de la Toronto, care o au în mână și au făcut o obiecție, traducerea engleză este prea oxfordiană și că să le dau voie să mai pună și câteva americanisme în urmă. Deci, traducerea engleză există. Și acum, pe masa președintelui Universității Michigan, doamna Mara Chirințescu, mare traducătoare din italiană și femeie admirabilă, care s-a ocupat de asta, a stat de vorbă cu acei domni, care i-a spus, da, cartea lui Iacu Giuvara, foarte interesantă, e printre 6 care le avem. Și atunci am rugat-o, spuneți-mi că autor are 97 de ani, să-l pună number one. Deci, mai există o șansă ca o bună traducere engleză care există să apară la o mare editură din continentul american, pentru că Moșnea Guzmara s-a văzut cunoscut în lume. Vă mulțumesc! Vă garantez că fiecare pagină din civilizații și cultoare istorice poartă farmecul de povestitor al domnului Iacu Giuvara. În plus, e o ediție de
colecție, a șasea ediție, dar prima ediție de colecție însoțită de ilustrații și vorbim despre 80 de desene documentate de artiștii grafici Mihail Coșulețu și Simona Vileu, despre 40 de ilustrații al negru și alte 55 de ilustrații color, care toate împreună cu adevărat însoțesc și fac irezistibilă încă una dintre cărțile domnului Neagu Giuvara. Vă mulțumim, mergem înspre autografe.